Iubiți creștini, cred că fiecare dintre noi dorim să ieșim biruitori în lupta care o avem de dus împotriva diavolului. Cum vom putea să ieșim biruitori împotriva lui, știind că el este foarte puternic, știind că era abilitate de a duce nispită pe mulți? Iată, cuvântul lui Dumnezeu ne pune la dispoziție o armă care câștigă biruința, și anume rugăciunea. De aceea, Cuvântul lui Dumnezeu ne recomandă, în repetate rânduri, să folosim rugăciunea ca o unealtă împotriva uneltirilor celui rău. Și avem foarte multe exemple în Scriptură. De fapt, oamenii mari ai Sfintelor Scripturi sunt oamenii rugăciunii. Va ce aduce în atenție doar un singur om din Vechiul Testament, și anume Daniel. Îl cunoaștem pe omul acesta care nu renunță la rugăciune împotriva decretelor care au apărut și potrivit obiceiului lui de trei ori să stă în fața lui Dumnezeu în rugăciune, ne ținând cont că porunca împăratului era foarte, foarte aspră și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunile. Și noi suntem puși în situații delicate de multe ori. Cum am putea să ieșim biruitori? Nici cum altfel decât folosind rugăciunea. De aceea cuvântul recomandă în repetate rânduri. Vegheați și rugați-vă! Vegeați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Asta ne arată că suntem deseori puși în fața unor ispite și s-ar prea putea să cădem. O recomandare a scripturii este rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Vă aduc aminte ceea ce spune Apostolul Petru. El care are o experiență nedorită. Acea experiență nedorită n-ar dori ca să o avem și noi, cei care venim după el și ne recomandă acea strategie și anume rugăciune. El spune, vegheați și rugați-vă că și potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu și caută pe cine să înghită. Și el mai spune, dacă este cu putință chiar și pe ce aleși. Deci diavolul caută prin strategia lui să ne compromită. Să ne ducă, să ne conducă în păcat și ispitele care vin să fie transformate în păcat. Prin rugăciune putem să ieșim biruitori. Și ca un ultim exemplu l-aș da chiar pe Domnul Isus. El, Fiul lui Dumnezeu, a avut nevoie de rugăciune. îl de vedem deseori cum nopți întregi petrecea în rugăciune. El, Fiul lui Dumnezeu, fără niciun păcat, folosește rugăciunea ca un exemplu pentru noi cei de astăzi. Astăzi și noi suntem confruntați cu fel de fel de ispite. Cum vom ieși viruitori? Fiind oamenii rugăciunii. Vorbim foarte mult despre rugăciune în detrimentul acesteia aș avea o dorință atât pentru mine cât și pentru voi toți. Haideți să folosim mai eficient rugăciunea, mai ales în vremurile de care le trăim astăzi. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să știm să mânuim arma aceasta strategică care conferă biruința și anume rugăciunea. Amin.